suntem aici, că ne trebuie director la școală. Și cine a hotărât că nu o să se desfințeze? Acolo, ce sus, nu noi, că noi suntem de la țară, nu știm atâtea ca ei. Domnule, și ea. Aveți copii la școala din Nepos? Am, o fetiță pe clasa 6-a. Și care ar fi dezavantajele dacă desfințează postul de director de la Nepos? Păi nu, dacă ne trebuie o hârtie și ceva, noi trebuie să mergem la feltru. Azi nu poate că nu are timp, mâine e ocupat, păi mâine e în ședință. Așteptați-mă, păi eu toate ziua ne pierdem pentru până fel de înapoi. E când o fă Nepos, o fă director, o fă secretar. Nu! Vine masă, vine mâine, nu vine. Spus că vine la 10, după aia că vine la 9, după aia că nu poate să vină. Și astăzi ați venit ca să vorbiți cu ea? Inspectoratul vrea să desfințeze personalitatea juridică a școlii gimnaziale de la Grisat. Ne pot să ne arondeze la liceul tehnologic Pedro, iar noi nu suntem de acord. Pentru că inspectoratul spune așa, numărul de copii, nu îndeplinim condițiile legii, adică numărul de copii este sub 300, ceea ce nu este adevărat. În lege există un mic articol care spune că și antepreșcolarii sunt luați în considerare, 0-3 ani. Noi depășim, ajungem undeva la 320 de copii cu antepreșcolari. Însă problema zice, asta este din anul 2012, când pentru prima dată au venit și ne-au spus, an de an au fost susținut de Consiliul Local al Primăriei Comunei Feldru și anul acesta s-a întâmplat același lucru. Susținere din partea primăriei avem, însă inspectoratul a respins această susținere. Vrem să știm de ce ne lasă să ne gospodărim singur. Buget avem, mai mult de atât este pentru al doilea an când am ajutat și colegii de la Feldru cu salarii în luna decembrie. Deci nu este nici o problemă și nu înțelegem de ce să rămânem fără director, fără secretar și fără contabil, mai ales că fostul director s-a zbătut atât de mult să obțină acest post de secretar contabil și acum să rămânem așa, nimănui, practic. Și care ar fi dezavantaje dacă se desfințează postul de director de la Nepos? Dezavantajele sunt multe, adică ne gândim și la buget, cum vor fi distribuiți banii, ne gândim la faptul că părinții ar trebui să meargă pentru orice adeverință, orice cutiuță, orice problemuță, să meargă la Feldru. Nu este normal, adică un părinte, așa cum știți la noi, neposibil, familii numeroase, un părinte care are 7 copii, să-și lase 6 copii acasă, să se ducă pentru o ștampiluță până la Feldru, nu este normal. Și de ce? Dacă se poate, de ce te opui? Ați avut o discuție cu doamna inspector pe tema asta? Nu, o așteptam astăzi să vină la Nepos. Doamna a spus că nu mai poate ajunge. Dacă ne primește, putem să venim la Nepos. Și de aceea am venit aici. Încă nu știm ce... Știm doar că hotărârea a fost luată încă de ieri, că din anul școlar, anul viitor școlar vom fi arondați la Feldru și deja suntem structură din toamnă. Atât știm. Bănuiți care este motivul acestei decizii? Da, dar nu vreau să... Nu. Credeți că sunt implicații politice? Așa ne gândim noi, da.